Unul dintre momentele de umilință pe care le-am trăit în perioada când am rămas în stradă, după ce părinții mei au pierdut casa, a fost atunci când am dormit la un prieten. E bine, în acea perioadă dormeam pe unde găseam. O zi la unul, o zi la altul. Nu puteam mai multe zile pentru că îmi era realmente rușine. În fine, acest prieten al meu locuia în același bloc în care avusesem și noi apartamentul pierdut de către ei mei, dar la altă scară de bloc. Tatăl prietenului meu era un om sufletist și îmi știa părinții. Erau cunoștințe, nu prieteni. În momentul în care a auzit că ai mei au pierdut casa, m-a chemat la el la magazin și mi-a dat 200 de lei. Îmi era rușine să iau, dar a insistat și cu lacrimi în ochi mi-a zis: ia banii ăștia și până te pui pe picioare, dorm la mine. Era patron de magazin și avea o situație financiară bună. Am apreciat enorm de mult ajutorul lui. Aveam nevoie să simt acea picătură de umanitate, mai ales după ce fusesem părăsiți de rude, de prieteni și așa mai departe. Deși rezolvasem oarecum cu dormitul, cel puțin pentru o perioadă de timp, nu puteam să stau cu mâinile în sân. Îmi doream să devin barman, să pot să fac și tips pe lângă salariu ca să pot avea continuitate. Îmi doream să mă angajez ca să pot face bani și împreună cu fratele meu și mama să ne luăm ceva cu chirie, să ne unim, pentru că în acele momente eram cu toții răsfirați, fiecare dormea pe unde putea. Într-un final, am reușit să-mi găsesc primul meu job, la barul unei pizzerii din Brănești. Ca ucenic, fără salariu, fără bani. Știam că trebuie să învăț meserie ca să pot avea pretenții și eram mulțumit că pot învăța. Patronul respectiv îmi promisese că după câteva luni mă va angaja ca barman la pizzeria pe care urma să o deschidă în București, Cuptorul cu lemne. Programul era dificil. Plecam dimineața la 4:30 ca să ajung la 5:30 pentru că aveam mașina pentru Brănești. Și mă mai întorceam cu ultima mașină la ora 23. Revin la prietenul meu la care dormeam. Când eu ajungeam seara în jur de ora 23:45, tatăl lui avea obiceiul ca seara să bea whisky. Și într-una din seri, când eu mai stăteam în bucătărie ca să mai învăț chestii despre bărmănie, a venit în bucătărie nervos și mi-a zis: băi, dă-o un damăsii de treabă, dar chiar așa mi-ei casa, mi-ei tot, ții lumina aprinsă la orele astea? Și a trântit pe masă un ziar, după care a plecat. Până în acel moment nu mai trăisem ceva atât de umilitor. Stăteam efectiv și nu puteam ridica capul din pământ în timp ce îmi spunea acele lucruri. După ce a plecat, lacrimile au izbucnit instant și îmi venea să intru în pământ, să ies pe ușă și să merg de nebun, să nu mai știu de nimeni și de nimic. Nu i-am spus prietenului meu despre cele întâmplate și am pus totul în seama alcoolului. Tatăl prietenului nu a mai pomenit vreodată de acel moment, dar cum spuneam, un om cu o inimă uriașă, un om milos din calea afară, dar ca fiecare cu toții greșim și deși pentru mine acel moment a fost unul umilitor, el rămâne un înger pentru mine, un înger ce m-a prins atunci când eram în cădere liberă, un înger ce a plâns în fața mea și mi-a dăruit niște bani ca să am și eu ce mânca, un om ce mi-a oferit o masă și un pat unde să mă pot întinde. Dumnezeu să te ierte, domnule Petrică. Trecutul meu, greutățile mele și toate momentele de umilință mi-au trezit uriașa dorință de a avea din nou o casă. Vedeți voi, asta vă sugerez și vouă. Folosiți-vă de umilințele voastre, de traumele și greutățile prin care treceți. Chiar dacă pe moment știu că nu vedeți nicio soluție, motivați-vă îndeajuns și orice ar fi, nu vă dați bătuți, așa cum nici eu nu m-am dat, iar astăzi ce credeți? Am din nou o casă.